Crima care a îngrozit județul s-a petrecut în martie 2015 în satul Olar din comuna Pârșcoveni. Ilie Bacriș, de 41 de ani, se întorsese recent de la muncă din străinătate. Pe fondul unei crize de gelozie, spun anchetatorii, acesta s-a luat la ceartă cu soția sa, Mădălina Bacriș, de 29 de ani. Conflictul a degenerat, iar bărbatul a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe tânără de mai multe ori. Femeia a murit pe loc. Bărbatul și-a recunoscut fapta și a fost arestat preventiv. Ieri, magistrații tribunalului Olt l-au condamnat la 25 de ani de închisoare cu executare. S-a pronunțat pedeapsa închisorii, deci pedeapsa principală a închisorii, de 25 de ani, cu aplicarea de asemenea pedepsei complementare de interzicere de drepturi. De asemenea, s-a soluționat și latura civilă a acestui proces prin obligarea inculpatului la plata către partea civilă de despăgubiri pentru daune materiale și pentru și de despăgubiri pentru daune morale. Bărbatul trebuie să plătească familiei victimei 10.000 de lei despăgubiri civile, reprezentând cheltuieli de înmormântare, și 50.000 de lei daune morale. De asemenea, el a fost obligat și la plata pensiei alimentare pentru cei doi copii minori care au rămas în grija unei rude. De asemenea, în ce privește acțiunea civilă exercitată în numele minorilor, s-a dispus obligarea inculpatului la plata de despăgubiri periodice și reprezentând, deci așa zisa pensie în favoarea minorilor, dar de fapt vorbeau de o despăgubire materială reprezentând lipsa de întreținere a acestora din partea victimei. Sentința dată de Tribunalul Olt nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel, care va fi judecat la Curtea de Apel Craiova. Soluția pronunțată aici va rămâne definitivă.